Din noiembrie anul trecut, când cele două formații s-au înfruntat pentru ultima oară, s-au schimbat multe. Ploieștiul a renunțat la mai mulți jucători străini, însă cu numai câteva zile în urmă a legitimat un nou conducător de joc. Fundașul Avramov, sosit în probe la Ploiești, a fost legitimat de campioni. Extrema de 24 de ani a semnat un contract valabil un sezon și jumătate. Pe de altă parte, mureșenii și-au schimbat antrenorul, dar și componența lotului, fără efecte vizibile, însă în jocul echipei. În acest sezon, favorita acestei partide, CSU Azesoft Ploiești, a suferit numai 3 înfrângeri și ocupă locul 2 în clasament, la numai un punct de liderul Steaua București, în timp ce BC Mureș se clasează pe poziția a 8-a cu 9 înfrângeri și 8 victorii. Meciul dintre BC Mureș și Azesoft va avea loc vineri de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Mureș.